Vezi ce fericit eram? Stimați iubitori de artă, dragi prieteni, elită bucureșteană, bine ați venit la 5 ani de Artmark, de platformă Artmark, de proiect Artmark, Artmark, așa cum îl vedem noi astăzi, și Art Society-ul, sunt o minune, pentru că, în primul rând, pe noi, pe oamenii proiectului, ne-au transformat. Nu sunt 5 ani de maglavit, e o minune pentru noi, pentru noastră e numai o normalitate, e o decență. Așa ar trebui să se desfășoare majoritatea proiectelor culturale, adică cu ambiție și într-un scop durabil. Artmark-ul nu suntem numai noi, suntem în mare măsură și dumneavoastră, care ne-ați chemat, ne-ați acceptat, ne-ați încurajat, ne-ați sprijinit. Dacă Artmark-ul este astăzi o reușită, ea se datorează în mare măsură și dumneavoastră, dacă vreți, este măsura nevoii dumneavoastră de identitate culturală. Artmark vinde, Art Society încearcă să salveze și să conserve. Sunt două atitudini firești într-un gest artistic și uite că cineva a avut acest cap ca să le adune pe amândouă împreună, încât cel mai adesea sunt întrebată: expoziția asta este la Artmark sau la Art Society? Zic, păi Art Society este fundația Artmark-ului. După 5 ani și un pic, întrebarea rămâne deschisă. Dacă efortul curatorial cel mai important a fost cotat Basarabia Maya, pentru mine și expoziția centenară Tupulescu și grupul celor patru, dar mai ales Artistul și Puterea de anul trecut, unde toată echipa Artmark-ului, de aceea vă spun, între Artmark și Art Society nu pot fi făcute deosebiri, a participat cu trup și suflet ca să se împlinească acest deziderat extraordinar, să scoatem la lumină 50 de ani de artă, pe care altfel nu o puteți vedea nicăieri decât în depozite, și vă spun eu că acolo nu se pătrunde ușor. Mai ușor se pătrunde aici, în sările din Palatul Cesianu Racoviță, unde acum și altădată veți avea posibilitatea să priviți lucrări pe care altfel, din colecții sau din depozite de muzeu, nu vă vor fi scoase la lumină niciodată. Încerc să leg 95 de ani de statalitate românească întreagă, mă rog, ciuntită în 1940 și rămasă ciuntită de atunci, dar în fine, destul de întreagă, și cei 5 ani de
Artmark, pentru care îi felicit pe toți cei care au făcut posibil acest lucru. Capitalismul, adică piața liberă, adică posibilitatea liberă de a schimba valori și de a ajunge la capătul dintre cineva care vinde și cineva care cumpără, să se stabilească că un anumit nume pe piață produce un anumit preț, acest lucru este vital pentru existența unei culturi. Artmark, care împlinește 5 ani, face acest lucru. Permite ca 50 de ani de ignoranță în privința valorii de piață a artiștilor noștri, inclusiv cei care preced perioada comunistă, să poată intra într-un registru economic care este un registru al adevărului. Prin urmare, capitalism plus artă înseamnă adevăr. Noi în Artmark nu suntem extraordinari, noi în Artmark nu inspirăm și expirăm desăvârșire, noi în Artmark probabil nu se vor bate medalii cu profilul nostru și nu scrie pe fruntea noastră demiurgi, noi în Artmark muncim. Și despre asta este vorba și doar în dicționare și numai în dicționare, gloria este înaintea muncii. În rest, truda și munca sunt înaintea gloriei. Mă opresc aici, nu înainte de a vă invita să vă bucurați în această seară de cântările și încântările ce vor urma. Repet ultimele trei versuri. Dar Dumnezeu care dorule pe sub pământ umblătoare dorule să se întoarne cel ce moare dorule, doruțule, să se întoarne cel ce moare, doar doruțule, lai, 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 la, 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 lai, 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 la, cântați, lai, la, 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 la,
Vă aștept în 26 la Ateneul Român. Atenție că am fost și eu pe aici și v-am văzut. Doamne ajută, sănătate!